Astăzi vorbim despre câteva companii care vor distribui foarte multe dividende trimestriale în anul 2023, de pe Trading 212. Voi începe cu GSK, care anul trecut a distribuit un dividend de aproximativ 7%. Iar acest dividend de 7% este fix aici, pe acest grafic. Bun, deci compania din 1995 și până în prezent a distribuit non-stop dividende. Un lucru foarte bun. Un dividend constant, aș putea spune. Partea bună la aceste dividende este faptul că după ce primești un dividend trimestrial, îl poți reinvesti către aceeași companie sau către altă companie pentru următorul dividend tot trimestrial. Astfel se creează o dobândă compusă accentuată față de primirea unui singur dividend anual. Deci aici primim de aproximativ 4 ori un dividend. Bun, acum că s-a înțeles acest lucru, aș vrea să vă arăt, după cum ați văzut și voi, da, 4 aceste dividende din 2022, aș vrea să vă arăt prețul acestei companii. Este de $35. Putem observa că din 2018 și până în 2022, prețul s-a mișcat între 40 și $50. Iar în acest moment putem observa o mică groapă fix aici, care din punctul meu de vedere ar trebui să urce către aceeași linie de plutire, da? Bun, stați cu ochii pe această companie, deoarece are aproximativ un dividend anual de 7%. Trecem mai departe la a doua companie, AT&T, care are un dividend, care a distribuit un dividend de aproximativ 5,68%. AT&T este în acest moment la un preț de aproximativ $20, da? Cam așa s-a menținut. Aici am avut o mică ieșire din zona de 20, 17, 13, da, dolari. Iar AT&T tocmai ce a publicat primul dividend pentru acest an. Este, data plății va fi pe 1 februarie. Da, avem exit date-ul, data de înregistrare, tot ce ne trebuie. Inclusiv cantitatea, da? Adică prețul. Cea de-a treia companie este Verizon Communication, care a distribuit un dividend de 6,24 în total. Ia să ne uităm puțin. Putem observa că prețul acesteia este sub $60, ceea ce mulți s-a menținut aici sus și în acest moment se află pe la 42. Și aceasta a publicat primul dividend pentru anul 2023, data plății fiind pe 1 februarie. Putem observa o mică creștere ca și cantitate, ca și preț, da? Adică, uitați-vă și voi, stați un pic să dăm mai în stânga. Fix aici, 0,65, da? Dacă aici este 0,65, la aceștia am avut 0,27. Tu care te uiți la acest videoclip, îți alegi compania care îți place și compania în care dorești să investești, da? Cea de treia companie este Total Energy, care, haideți să ne uităm puțin aici, tot 6,24, cum v-am zis, dacă nu v-am zis la începutul videoclipului, dividendele din acest videoclip se află între 5 și 9 aproximativ. Ia să ne uităm puțin aici. Ia, aceștia au distribuit anul trecut 5 dividende, probabil aici unde scrie alte, înseamnă un dividend special, ca să spun așa. Un preț destul de bun, uitați-vă și voi ca și cantitate, 0,74 de dolari. Și adunate înseamnă mai mult, da? TC Energy în acest moment se află la un preț de $43, care tot așa distribuie dividende trimestriale. Deci trebuie să punem ochii pe aceste dividende trimestriale, pentru că sunt foarte importante. În anul 2023 vor începe să distribuie primul său dividend, care va fi pe 31 ianuarie, data plății. Compania, haideți să ne uităm puțin la un preț per acțiune, 42,52, se menține în zona aceasta de 40-60. Deci eu zic că este binișor. Distribuie dividende din 1989. Iar dacă ne putem uita aici la ca și dividende, putem observa că dividendele lor au crescut treptat, dar au crescut. Mai departe, aș vrea să vorbesc despre British American Tobacco, care, haideți să-l căutăm și aici,
Avem un randament la aceștia de aproximativ 9%. 9% e destul de bine și veți putea observa și voi chestia asta, pentru că se accentuează aceste date. Iar în acest moment, la fel ca și ceilalți, au publicat data plății pentru anul 2023 al primului său dividend. Putem observa din 1998 tot au distribuit dividende, iar dividendele lor au crescut anual. Deci ceea ce este foarte, foarte bine. Bine, mai mult sau mai puțin au crescut, dar este de bine. O acțiune costă aproximativ 39-40 de dolari. Ceea ce se observă și aici este o menținere a prețului. Se vede cum a scăzut de la 70, probabil 70 și ceva, până la 40, dar la fel, dacă vreți să cumpărați pentru dividende, eu zic că este o afacere foarte bună. Cealaltă companie este Enbridge, care a avut un randament al dividendului de 6,35%. Valoarea unei acțiuni este între 42 de dolari și, să spunem, 45, cam așa. Dar avem o menținere a prețului ca și acțiune. Pe noi ne interesează dividendul. Asta este cel mai important. La fel, uitați data plății. Deci cine dorește în acest moment, dacă vrea să investească în aceste companii ca să primească dividend pe luna martie, o poate face fix în acest moment. Data este pe 14.02.2023. Veți primi 0,65 de dolari pentru o acțiune deținută. Adică 42 de dolari este o acțiune. Atenție, vor distribui de 4 ori dividend în acest an. Da? Luați asta în calcul. Mai departe aș vrea să vorbesc despre Rio Tinto. Să-l căutăm și aici. A distribuit un dividend de aproximativ 8,82%. E bun, e un dividend foarte bun. 77 de dolari este o acțiune. Ia să ne uităm puțin aici. Semianual, da? Un dividend semianual, iar aici unde scrie alte, cred că au distribuit un dividend mai special, aș putea spune. Dar la fel, distribuie dividende de foarte mulți ani, adică de peste 20 de ani, iar acest lucru este foarte, foarte bine. Cap și preț, uitați-vă și voi, ne aflăm în acest moment la un preț de 77 de dolari, cam pe aici am avut o mișcare laterală, am putea spune, dar uitați-vă puțin aici, atenție, de la 72 până la 77 am avut o creștere continuă. S-ar putea să vedem o mică descreștere a prețului. Așa că sfatul meu este să mai așteptați dacă vreți, dacă nu, puteți cumpăra chiar în acest moment. Fiți atenți la fiecare dată, fiecare exit date, fiecare informație utilă pentru a pune mâna pe aceste dividende. Societe General este următoarea companie, este o bancă din Franța, un dividend de 6,68% distribuit de aceștia. O acțiune este 5 dolari, 5,25. Aceștia distribuie un dividend anual, da? Momentan încă nu s-a publicat pentru anul 2023, dar s-ar putea să vedem tot ceva asemănător ca și aici, da? Deci dacă vă place, puteți să investiți și în această companie. Mai departe este New York Community, care a distribuit un dividend de 7%. 7% este un dividend foarte, foarte bun, da? Compania se află la un preț de aproximativ 10 dolari. Hai să ne uităm așa, deci între 10 și 15 dolari se află de mulți ani, da? De 4 ani, cam așa, de 4 ani se află cam între 10 și 15 dolari. La fel, dividende, uitați-vă și voi, ca și dividende distribuie din 2022 până în 2001, au tot distribuit, 0,17 este valoarea unui dividend. Acestea au fost cele 10 companii pe care eu în acest moment le-am căutat și am vrut să vi le prezint și vouă, deoarece avem două oportunități la ele. Prima este creșterea prețului acțiunilor, iar a doua, valoarea dividendului.
valoarea dividendului, pentru că este un dividend destul de măricel. E un dividend mare, de 6-7%. Bine, nu extrem de mare, dar totuși, în comparație cu un dividend de 2-3% sau 0,80%, eu zic că este mult mai bine așa. Iar având în vedere că este un dividend trimestrial, încă o dată, atenție, trimestrial, avem oportunitatea să reinvestim ceea ce noi primim ca și dividende. Da? Mult mai rapid, mult mai repede. Pentru că noi atunci când primim un singur dividend anual, așteptăm următorul an. E, aici așteptăm următorul trimestru. Este mult mai rapid. Și mie îmi place foarte mult această metodă. Cam acestea au fost companiile pe care eu am vrut să vi le arăt, să vă pun la curent cu unele aspecte și să vă ajut să vă pregătiți pentru anul 2023 și pentru dividendele din acest an. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să scrieți în comentarii părerea voastră, să apăsați pe butonul de like și ne vedem în următorul videoclip. La revedere!